Știi, și care părere a ta despre cum este, poate să fie o predică expozitivă din un Petru 5, versetul 6 și nu din da. Biblie? Bun. Deci, da, deci dacă întrebarea este dacă predici dintr-un singur verset, dacă asta nu se poate transforma prima întrebare într-o predică tematică sau chiar într-o mini teologie sistematică despre subiectul respectiv, ceea ce nu dorim să facem, evident. Eu cred că nu se transformă dacă predici doar din versetul respectiv. Acum, despre al doua, care a fost vă trei întrebări. A doua întrebare, cum faci ca asta, cross-referring, sau cum se zice în engleză, da? Susținerea textului tău sau subiectului tău cu alte texte să nu transforme, de fapt, predica ta într-o predicare tematică. Păi ce faci este că susții cu alte texte doar ceea ce se spune în textul tău. Pentru că dacă eu m-aș fi apucat să spun despre smerenie altceva decât ce spune în textul meu, atunci transform predica într-o predică tematică. Și a treia întrebare care a fost este dacă nu, de fapt e aceeași ispită, dacă mă focalizez doar asupra unui verset, să pierd din vedere faptul că există un subiect general care prinde și versetele dinainte și versetele după. Ceea ce eu fac în predicarea expozitivă, chiar dacă predic un singur verset, este că atunci, de exemplu, când am ajuns la capitolul 5, să prezint o privire de ansamblu, un overview asupra întregului capitol și să spun, aici avem, am predicat unul pentru 5, nu mai știu exact cum am împărțit acolo, în primele 5 versete avem o adresare către prezbiteri, în următoarele versete către tineri, în următoarele versete către robi sau ce îți spune textul tău, înțelegi? Și după ce am făcut overview-ul ăsta și spun pasajul ăsta, tot capitolul vorbește, sunt niște îndemnuri finale, de exemplu, date la 3 sau 4 sau 5 categorii de oameni, despre asta vorbește, în această dimineață ne vom uita la categoria tinerilor, la a doua poruncă. Prima, duminica trecută am avut supunerea, acum avem smerenia. Și asta fac de fiecare dată la începutul fiecărei predici. Încerc să-i aduc pe oameni deasupra, așa, să facem un survol asupra porțiunii mari de text sau asupra cărții, dacă se poate, da? Dacă am, de exemplu, Efeseni, e foarte ușor de făcut. Avem, da, primele trei capitole, următoarele trei capitole, nu uitați. Avem prima parte doctrinară, apoi partea practică. Capitolul 1 vorbește despre ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Capitolul 2 despre faptul că eram morți și am fost aduși la viață. Capitolul 2, partea a doua, despre faptul că, pe lângă că am fost în viață, suntem făcuți cetățeni în biserică. Capitolul 3 despre taina ascunsă din veșnicii, descoperită acum, adică că împreună cu neamurile suntem într-o biserică, da? Deci încerc să împart cele trei capitole. Suntem la capitolul 4, versetul 1, în care începem porțiunea practică, care în mare se împarte în 3 sau ceva de genul ăsta. Asta necesită foarte multă muncă pe care trebuia să o faci înainte, da? Asta este. Dar eu așa fac. Chiar dacă aș predica doar un verset care mi se pare foarte bogat, îi aduc pe frați în introducerea predicii să le arăt perspectiva de ansamblu asupra versetelor sau capitolului sau porțiunii acelea de text sau dacă este o epistolă mică asupra întregii epistole. Da? Ca ei după un studiu de câteva săptămâni sau cum am avut acum un studiu pe carte Evrei vreun an de zile aproape, dar repetând, oamenilor le intră în cap despre ce este vorba și care e subiectul acolo. Da? Ne-am uitat la supremația lui Hristos în toată cartea Evrei. Asupra față de îngeri, față de Moise, față de Aron, în comparație cu Melchisedec și așa mai departe. Am trecut pe supremația lui Hristos prin toate capitolele respective. Deci asta ar fi așa un răspuns foarte scurt la întrebarea ta și da, este o zi, sunt niște întrebări legitime și niște preocupări legitime. Și cred că cu cât avansăm mai mult în predicare, cu atâta tindem să predicăm porțiuni mai mici. La început predicăm porțiuni mai mari pentru că ne este mai greu să extragem idei. Și ok, e foarte ok chestiunea asta și foarte bine și pentru biserica aș spune să predici porțiuni mai mari. Pentru că le e ușor să aibă o privire de ansamblu, știi? Să vadă lucrurile mai general. Da? Dacă îi duci direct și începi să despici firul 4, s-ar putea să-i pierzi pe oameni. Unii mai suntem acum pe la ce subpunct? Păi suntem la subpunctul 3, de la subpunctul 2, de la punctul 3. Uleu, toată lumea e terminată, știi? Da. Eu, de exemplu, de multe ori, dacă sunt în alte biserici unde știu sau nu știu dacă se predică expozitiv, eu nu îmi spun niciodată subpunctele. Îmi spun punctele principale. Vorbind, da, am ajuns la primirea mântuirii. Și încep să spun despre primirea mântuirii din pasajul ăla, dar fără să spun subpuncte, da? Pur și simplu predic ce spune textul despre chestiunea respectivă ca să nu-i pierd pe oameni. Bun, după ce a fost primită mântuirea, acum hai să vedem proviziile pe care ne-a dat Dumnezeu după ce suntem mântuiți, da? Și leg este
obligatoriu să leg punctul 1 de punctul 2 de punctul 3, să vadă omul care este progresia pe care textul ți-o dă între punctele respective. Să spună că altfel sună ca o predică tematică dintr-un singur pasaj. Iar trebuie să fie o predică expozitivă, dar fiindcă n-ai făcut legătura între puncte, se transformă într-o predică tematică, într-un fel. Știi? Păi am vorbit despre primirea mântuirii, despre finalul mântuirii și despre perseveranța mântuirii. Păi care e legătura între ele? Păi simplă. Mântuirea are un început, are o continuitate și are un final. Și trebuie să ne explică oameni. Asta e direcția în care vom merge. Și trec pe oameni printre cele trei faze ale mântuirii dacă sunt în textul respectiv, da? Eu așa fac. Bun. În sesiunea aceasta aș vrea să ne uităm asupra unor principii esențiale de interpretare. Fiecare, cum se amintea la un moment dat, fiecare stil de literatură are anumite particularități în interpretarea ei. Da? Ieri am încercat puțin să vă exemplific pe scurt lucrul acesta, de exemplu, dacă citești psalmii și vorbești despre urechea lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu, ochiul lui Dumnezeu, este un antropomorfism, dar este prezentarea unei forme omenești pentru a se referi la o acțiune sau ceva ce face Dumnezeu. Evident, Dumnezeu nu are mâini. Dumnezeu este Duh. Da? Dar încearcă să-ți explice pe limba ta, în limbaj omenesc, faptul că Dumnezeu vede sau aude sau ia seama, Dumnezeu și-a adus aminte. Pe Dumnezeu nu uită niciodată, n-ai ce să-și aducă aminte. Dar zice, Dumnezeu și-a adus aminte și a făcut-o pe Sara să nască. Vorbește despre luarea, cumva Dumnezeu, punerea în acțiune a unei promisiuni pe care a făcut-o mai înainte. La asta se refere textul, nu că Dumnezeu a uitat. Da? Și trebuie să fim atenți la tipul de literatură în care ne aflăm. Suntem în epistole, suntem în pasaje doctrinare, narrative, într-un pasaj poetic, e poezie, e o plângere, e o cântare. Trebuie să vedem despre ce e vorba. Da? Sunt cărți care iau fiecare tip de literatură și oferă niște reguli de interpretare care te ajută la lucrul acesta. Da? Poate într-o întâlnire ulterioară putem să luăm diverse stiluri de literatură și să vedem fiecare cum, dar specific cum se interpretează. Eu vreau acum să prezint niște principii generale, dar elementare de interpretare. Și eu cred că în cele mai multe discuții pe care le avem, motivul pentru care nu ajungem la un consens este pentru că oamenii lucrează cu diferite reguli de interpretare. Asta cred că este problema principală. Oamenii au diferite rigle, metode de interpretare. Ce face interpretarea necesară și grea? Interpretarea Scripturii. Interpretarea Scripturii înseamnă să înțeleg semnificația textului, da? Unu, distanța dintre cultura de atunci și acum. Asta face interpretarea grea. Există o distanță între cultura vremii de atunci, contextul cultural, textual, gramatical, poate, contextul geografic, contextul politic, istoric, social. Există o distanță pe care noi în predicare trebuie să o parcurgem. Și distanța aceasta face interpretarea să fie de foarte multe ori dificilă și grea și să existe diverse interpretări. De asemenea, prejudecățile noastre și tradiția noastră. Că vrem să, sau nu să recunoaștem, atunci când ne apropiem de Sfânta Scriptură, noi avem niște ochelari. Când citim un cuvânt, noi atribuim o semnificație. Imediat îi atribuim o semnificație. De exemplu, reiau ce am spus ceva ieri despre termenul credință, care într-un context are sensul de hotărâre din tâi pe care au luat-o, da? Sau termenul credință care are de-a face cu credința mântuitoare. Sau termenul credință care poate să însemne corp doctrinar, da? Învățătură. Când spune să păstrăm credința dată sfinților odată pentru totdeauna, se referă la învățătura dată sfinților odată pentru totdeauna, da? Deci termenul credință în fiecare context are o semnificație diferită. Există termeni care pot fi înțeleși mai bine dacă înțelegi cultura din vremea respectivă, da? Și tu trebuie să înțelegi lucrul acesta. Deci există o distanță culturală pe care noi trebuie să o trecem, dar există și prejudecăți cu care noi ne apropiem. Noi știm, nu, credință înseamnă credință, spunem noi. Bun, dar credință înseamnă credință în ce anume? La ce te referi când spui lucrul acesta, da? Este foarte important să înțeleg semnificația termenilor. Un alt motiv pentru care interpretarea este necesară și grea este datorită faptului că conștiința noastră de foarte multe ori caută justificare chiar în Scripturi pentru derapajele noastre. Veți vedea, spune-mi problema unui om ca să spun ce texte va discuta. Și ce va discuta, ce va căuta să discute, de exemplu, un păstor sau un slujitor care a căzut în păcat? Va discuta despre David, care a căzut în curvie și a rămas totuși împărat. Deși David nu era nici slujitor, nu era nici în biserică, nu era nici... Da? Știi deja la ce pasaje vrea să se ducă. Am avut pe cineva care a sunat pe tata și a spus, frate, zice, i-am discutat cu soția mea și neavând copii, am găsit pe soră care să ne fie țiitoare, cum a avut Avram țiitoare.
Vorbesc serios. Vorbesc serios. No. Și dacă mă înșel, era și slujitor într-o adunare. Nu vreau sunt niciun fel să lovesc în alți slujitori, doar vreau să spun că dacă conștiința ta este murdară, vei căuta rigla ta de interpretare, te va duce la o interpretare care să justifice chiar cu Scriptura. Vrei să-L folosești pe Dumnezeu pentru practicile tale, păcatele tale și așa mai departe. De asta Scriptura spune despre prezbiteri, despre slujitor, să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Pentru că dacă cugetul nu-i curat, vei strâmba căile Domnului, vei strâmba cuvântul lui Dumnezeu. Da? Nu vei predica cuvântul lui Dumnezeu drept. Păcatul nostru lăuntric, pe care fiecare dintre noi îl avem, firea este răstignită, dar încă avem pulsiuni, reacția lui firii pământești, ne influențează în citirea Sfintei Scripturi. Suntem afectați în citirea Sfintei Scripturi. De asta studiem. Studiem pentru că știm că suntem greșiți, suntem păcătoși și de multe ori tindem să distorsionăm semnificația Sfintei Scripturi. De asta ne punem să interpretăm, de asta căutăm, de asta studiem, de asta ne strângem împreună ca să facem lucrul acesta. De asemenea, interpretările eronate cu care creștem. Sunt zone, sunt biserici care au anumite tradiții, au anumite interpretări, au văzut lucrurile într-un anume fel despre anumite subiecte. Și lucrul ăsta te influențează, te apropii de text și îl citești exact cum ai fost învățat de alții să citești. Nu pentru că el înseamnă neapărat lucrul acesta, da? Și când cineva îți spune, prezintă altă interpretare, cu siguranță este eretic. De ce? Că nu înțelege ca tine. Da? Asta este realitatea. Lipsa studiului temeinic face interpretarea grea și necesară. Lipsa studiului temeinic, predicarea rapidă, ușoară, ridicarea la învon fără o pregătire temeinică, spiritualismul, ați auzit și v-am dat exemplu despre deschiderea Sfintei Scripturi și cumva lași ca să curgă prin tine tot ce trece prin cap și pui asta pe seama Duhului Sfânt. Este o falsă spiritualitate. Asta face interpretarea necesară și grea. Acum aș vrea să vă dau un exemplu pe care mie îmi place să-l folosesc. Propoziția Ana are mere. Asta o găsiți în multe abecedare din România. Ana are mere. E o propoziție grea? E foarte ușoară. Corect? Dacă știți o Ana, sau noi cunoaștem amândoi o Ana, cam o singură Ana care ne-i comună, amândoi ne gândim poate la Ana aia. Corect? Dar eu poate am citat dintr-o carte care a fost scrisă acum 80 de ani și Ana aia a murit de mult. Deci tu ai atribuit o semnificație, te-ai gândit la ceva când am spus eu Ana are mere și ai spus, a, textul este clar, nu-i scris negru pe alb, Ana are mere. Care Ana? Ana are mere, la ce timp este? Prezent. Dar dacă Ana a murit, mai are ea, acum mere, nu mai are mere. Înțelegeți? Trebuie să văd când a fost scris textul ăsta, da? Ana are mere, a fost scris așa, e scris negru pe alb. Când mulți scriu, frate, dar scrie negru pe alb. Da, trebuie să vezi contextul în care a fost scris. Ce mere are Ana? Păi are mere, dar ce mere? Că sunt multe tipuri de mere, nu? Dacă tu, de exemplu, să vedeți cum funcționează, dacă tu te-ai dus dimineața la... Dați-mi un magazin popular de aici. Așa. Te-ai dus la unul din magazinele astea două și dimineața ai cumpărat mere. Și eu spun acum, după un ceas, după ce tu ai cumpărat și mâncat mere, spun, Andrei are mere. Care e imaginea care îți vine în minte? Cel mai probabil merele pe care le-ai cumpărat tu, dar eu poate n-am avut merele alea, poate am avut alte mere. Poate Ana avea alte mere. Înțelegeți? Fără să ne dăm seama, noi atribuim la anumiți termeni niște semnificații. Asta înseamnă că te apropii de orice text, te apropii cu prejudecăți, cu niște preconcepții. Și normal, așa funcționăm noi. Da? Sunt unele persoane care zic că nu este nevoie de interpretare. Orice text are nevoie de interpretare. Absolut orice text. Da, tu îl interpretezi oricum. De exemplu, eu cu băiatul meu cel mai mare, care are în mai o să facă 5 ani, am încercat să-l învăț ce este limbajul metaforic, limbajul figurativ. Și odată i-am spus, îmi vine să mor sau ceva de genul ăsta. Și el zice, îți vine să mor? Zic, nu îmi vine să mor, e un fel de a vorbi pentru a exprima un sentiment foarte mare de dezamăgire sau de uimire sau de nu știu ce. Și altă dată, în alte situații, folosește el corect o altă expresie, un limbaj figurativ și spun, cum vrei să nu știu ce? Nu zice despre fratele meu, vine să te mănânc. Calvin, vrei să-l mănânci pe James? A, nu, zice, nu la asta m-a referit, m-a referit la altceva. El la 5 ani știe că există două semnificații diferite la expresia respectivă, a mâncat ceva. Înțelegeți? Eu aș putea să zic, nu, mâncat înseamnă mâncat. Dacă scrie mâncat negru pe alb, să-i spun, mâncat înseamnă mâncat. Nu, mâncat poate să aibă în contexte diferite semnificații diferite. Și el știe că poate să interpreteze la vârsta aceea, expresia aceea în două moduri diferite. Dar noi trebuie să înțelegem lucrul acesta. Fiecare text este interpretat. Întrebarea este dacă interpretarea este corectă. Asta e întrebarea.
Întrebarea nu este dacă interpretezi, ci întrebarea este cum interpretezi și ce reguli de interpretare folosești. Da? Și eu își va sugera niște reguli de interpretare pe care eu le numesc reguli de interpretare de bun simț. Adică care sunt și raționale, care sunt normale, care sunt logice. Da? Care sunt logice. Haideți să începem cu principiul, îl numesc principiul priorității. Principiul priorității. Principiul priorității. Am mai discutat principiul acesta pentru că este extrem de important și aș vrea să și să-l ilustrez. Principiul priorității înseamnă că atunci când interpretezi un text, îl interpretezi în contextul acelui text. În contextul acelui text. Vreau să vă dau un exemplu. La ce s-a referit Domnul Iisus când a spus adevărat? Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici, nu toți, nu vor gusta moartea, nu vor muri, până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa. Știți comentarii să vedeți câte idei și interpretări sunt date pe pasajul acesta. Acum, dacă respecti principiul pe care l-am spus eu, principiul priorității, care principiul priorității înseamnă că întâi te uiți la contextul textului, te uiți un verset mai departe. În limba originală nu există capitole, nici versete. Era scris text la rând. Și te uiți și ascultă. După șase zile, după ce a spus asta, Iisus a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan, unii din cei ce stau aici, și i-a dus la o parte pe un munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumina. Deci există un moment în care slava Domnului Iisus Hristos se arată, un fel de pregustare a venirii Domnului Iisus Hristos. El se arată în glorie și în slavă. Pasajul despre care am discutat ieri într-o sesiune, da? Deci noi am văzut slava lui, gloria lui pe muntele schimbării la față. Dumnezeu însuși din cer l-a confirmat pe Fiul lui, da? Unii au folosit textul acesta și au spus: "Uite, textul Sfintei Scripturi conține erori, greșeli." Niște așteptări neîmplinite. Pentru că oamenii aceia au murit. Alții au spus, s-o referit la căderea Ierusalimului, când Dumnezeu a venit, s-a arătat în slava sa și a pedepsit Israelul. Nu, pasajul în contextul apropiat îți arată despre ce este vorba. De aceea este fundamental să interpretăm întâi în contextul textului. Apoi să interpretăm în contextul cărții respective un pasaj. Da? Eu nu mă duc în Ioan să văd ce-o vrut să spună Matei. Eu stau întâi în Matei ca să văd ce a vrut să spună Matei. Vă dau un alt exemplu. Matei capitolul 16, Domnul Iisus Hristos îi zice lui Petru: îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi dezlegat în cer, orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în cerul. De aici avem doctrina infailibilității papei și a faptului că papa vine pe succesiunea apostolică de la Petru, care a fost primul papă în Roma. Bun, dacă rămâi în contextul cărții, mai există un pasaj care vorbește despre aceste chei. Matei, capitolul 18, contextul de disciplinare. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă nu te ascultă, mai ia cu tine 2 sau 3 martori. Dacă orice vorbă să fie privindu-te pe mărturia lor, dacă nu ascultă nici de ei, să spui bisericii. Dacă nu am vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Și adevărat vă spun că orice veți lega, nu mai spune lui Petru. Veți lega voi, vorbește acum despre biserică. Veți lega voi cine? Ăștia 2 sau 3 care formează acolo biserica. Unde 2 sau 3, Hristos este în mijlocul lor. Orice veți lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vedeți lega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Hei, uite că nu papa are autoritate deplină, da? Evident, Petru a fost primul care în ziua înființării bisericii, la cincizecime, a descuiat ușa, care noi știm cine este ușa. Cum a descuiat? Ce a făcut Petru în ziua cincizecime? Spuneți-mi, ce a făcut? A predicat Evanghelia. Cum intră cineva în împărăția lui Dumnezeu? Crede Evanghelia Domnului Iisus Hristos. El a luat cheia, a învârtit cheia în ușă și ușa și-a deschis. Cine a crezut a intrat. Nu se referă la faptul că eu te pot lega pe tine, tu mă poți lega pe mine. Cine nu se pocăiește, de exemplu, ai un frate în biserică care pare să fie frate și rămâne într-un păcat de care nu se pocăiește. Există o legare, dacă aș putea să o zic, o legare eclesială pe care o face biserica când biserica îl declară pe omul ăla ca un vameș și ca un păcătos. De ce? Că are biserica putere să-l scoată din cer sau să-l bage? Nu, ci el prin nepocăința lui și-a arătat care este starea lui, iar cheile acestea pur și simplu declară public, da? Ce este în inima acelui om care a ieșit la evială. Despre asta este vorba. La ce enormități s-a ajuns, la ce tragedii în istoria creștinismului s-a ajuns din preluarea unui text și interpretarea lui izolat de contextul cărții. Izolat de contextul cărții, da?
Deci, principiul priorității înseamnă, în primul rând, interpretez în contextul textului și apoi că interpretez în contextul cărții respective. În al treilea rând, principiul priorității înseamnă că interpretez în contextul altor cărți scrise de același autor. Haideți să vedem un exemplu extraordinar de frumos. Matei 16:18. Eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Acum, ce crede Pietru despre ce este piatra? Evident, Petru, Petros, care este piatra, Domnul face un joc de cuvinte, da? Bun. Dacă te uiți, simplu, în ziua cincizecimii, care e piatra care stă la baza formării bisericii, vezi că piatra este cine? Piatra nu este Petru. Piatra este Hristos. Că zice, nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri, da? Zice Domnul Iisus Hristos. Când zice Domnul Iisus lucrul acesta? Când El spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Ce face Petru în ziua 50.000? Ce predică? Asta predică. Pe Domnul Iisus Hristos. Bun, dar să-L auzim pe Petru, asta e o narațiune. Deci avem o promisiune pe care face Hristos în Evanghelie, avem o narațiune care ne arată cum s-a împlinit lucrul ăsta în ziua 50.000, dar hai să vedem un pasaj doctrinar care ne arată ce înseamnă lucrul ăsta, când Petru cu gura lui are ocazia să ne spună că El este piatra. Are ocazia să ne spună, corect? Și să vedem ce spune Petru. 1 Petru 2 cu 4. Să vedem ce opinie are Petru despre piatra aceasta. 1 Petru 2 cu 4. Apropiați-vă de... El. Care El? Tu ești Fiul Dumnezeului Celui Viu. El care este ce? Piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Haideți să zicem, Petru poate, piatra de asta nu chiar ca el, dar o piatră mai micuță. Nu el, spune versetul 5, și voi, nu și eu, da, Domnul Iisus e piatra, dar și el o zice, mie, că eu sau un fel de altă piatră, nu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. Unde e Petru? Dacă el e piatra. Dacă el e, cum zice, capul bisericii, este Petru și urmașii lui, care sunt papii. Unde-i? Nicăieri. Petru cu gura lui ne spune că piatra e altcineva. Pavel ne vorbește despre o temelie, despre o piatră din capul unghiului, care este cine? Hristos. Toți apostolii sunt în unanimitate de acord că nu ești pietrele, ci că piatra cine-i? El, sau declarația pe care o face Petru. Pe această piatră, pe declarația că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, este zidită biserica. Da, pe aia piatră e zidită biserica. Nu se referă la Petru. Da, Petru a avut cheile care a deschis, cum am spus, în ziua 50.000, ușa prin Evanghelie. Să vă dau un alt exemplu. 1 Timotei 1 cu 20. Să vedeți importanța de a interpreta Sfânta Scriptură în cărțile aceluiași autor. Aceluiași autor. 1 Timotei 1 cu 20. Foarte important. Petru vorbește, Pavel vorbește lui Timotei despre niște oameni aici. Zice, din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna satanei ca să învețe să nu hulească. Ce înseamnă datul ăsta pe mâna satanei? Mai există un singur pasaj în Sfânta Scriptură care vorbește despre asta. Disciplinare, unde? Matei 18. Corinteni cât? 5. 1 Corinteni 5. Deci ne ducem la același autor. Da? Împreună, vedeți, împreună ne dăm seama că ne duce să vedem cum el, care a spus expresia asta, cum o înțelege el, că nu mai avem pe nimeni care să o folosească. Da? Din nou a fost abuzat textul ăsta într-un mod fantastic. Fantastic. 1 Corinteni 5. Cu? 5. 4. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, voi și Duhul meu fiind adunați la oaltă prin puterea Domnului nostru Iisus Hristos, unii zic asta a fost un fel de autoritate specială pe care o avea apostolul Pavel de a face, de a aplica niște discipline particulare mai grave, cum a făcut de exemplu Petru cu Anania și Safira. Ia să vedem, mă îndoiesc. În numele Domnului Iisus, deci sub autoritatea cui face asta? A Domnului Iisus Hristos. Voi întâi, că vorbește despre unul care era între ei, voi, el era, nu era în trup, și Duhul meu, adică el confirma ceea ce se întâmplă, fiind adunați la oaltă, deci vorbește biserica care se strânge împreună, nu particular un grup de credincioși din biserică, fiind adunați la oaltă, prin puterea Domnului nostru Iisus Hristos, deci sub autoritatea lui, da, reprezentând pe Domnul Iisus Hristos, am hotărât cine? Păi spune, Pavel împreună cu toți adunați la oaltă, așa se ia decizia asta. Nu el de capul lui face ce vrea el în biserica Domnului Iisus din Corint. Nici vorbă de așa ceva. Am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei și îți explică ce înseamnă. Pentru nimicirea cărnii. Deci este o disciplinare corporală pe care Dumnezeu o face.
ca Duhul lui să fie mântuit în ziua lui Hristos. Deci Dumnezeu lovește pe omul acela în trup ca să-i salveze Duhul. Mai vedem pe Apostolul Pavel vorbind despre așa ceva? Păi haideți să rămânem în aceeași epistolă. 1 Corinteni, capitolul 11. Obișnuiește Dumnezeu să dea pedepse din astea? Să lovească în trup? Să lase pe Satana să atingă de trupurile noastre? Păi zice el la cină, zice în felul următor. 29, da? Că cine mănâncă și bea, și mănâncă osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului, din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși, bolnavi și nu puțini? Au dormit, au plecat la Domnul, da? Când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim, ia uite, osândiți odată cu lumea. Deci el îți explică, îți face Dumnezeu o judecată acum fiindcă ești copilul lui, ca să nu-ți faci o judecată la final. Da? Deci Dumnezeu îți face un favor și dacă te-a omorât, ți-a făcut un favor Dumnezeu. Nu te-a lăsat să continui în păcat. Și este exact același lucru ce spune aici. Nimicirea cărnii ca Duhul să fie mântuit. Și aparent un text care pare atât de controversat când a respectat niște reguli de interpretare, niște reguli hermeneutice de interpretare elementare, iasă la lumină semnificația textului. Deci principiul priorității înseamnă interpretare în contextul textului, 2. În contextul cărții respectivă, 3. În contextul altor cărți scrise de același autor și 4. În contextul aceluiași legământ sau aceleiași dispensații. Trebuie să respectăm legământul în care este scris pasajul respectiv. De exemplu, auziți la evanghelizări foarte des citat pasajul acesta din Deuteronom, cine știe ce scrie acolo, Deuteronom 30. Deuteronom 30. Da. Deuteronom 30 cu 19. Hai să vedem. Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră. Că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui, lipindu-te de el, căci de aceasta atârnă în viața ta. Și auziți, ai putea să predici asta la evanghelizare și lungimea zilor tale și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avram, Isaac și Iacov. Ce treabă are asta? Ai putea să zici să extrapolezi, să spiritualizăm, zic ei. Nu mai spiritualiza, frate. Nu mai spiritualiza. Sunt atâtea cerințe clare făcute în Noul Testament care reprezintă chemarea Evangheliei. Crede în Domnul Iisus Hristos. Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Poruncile date în Evanghelie, chemarea Evangheliei sună total diferit în Noul Testament și promisiunile sunt total diferite de ce scrie acolo. Pasajele acestea sunt prezentate la întemeierea legământului, fie la înnoirea legământului care se face de vreo două ori după aceea. Da? Când generația următoare de oameni care veneau din generația anterioară cu care Dumnezeu făcuse legământul, sunt puși față în față. Voi înși vă trebuie să vă asumați legământul ăsta. Să vă asumați promisiunile legământului, dar și toate stipulațiile, toate blestemele legământului acelea. De aceea se citește pe un munte blestemele, pe celălalt binecuvântele. Nimeni nu citește în context să apucă de citit alea evanghelizări. De ce? Că nu se potrivesc. Că nu se potrivesc, că nu despre asta este textul. Eu trebuie să respect legământul, dispensația de timp în care este scris textul. Eu nu mă pot pune într-o dimineață să predic, fă-ți o corabie și suie-te în ea ca să fii salvat cu familia ta. Și după aia să zic, de fapt nu trebuie să-ți faci chiar o corabie. Vreau să spiritualizez, să caut o adunare care e un fel de corabie. Ok, deci adunarea ne mântuiește. Nu am vrut să spun chiar așa. Vreau să spun că Hristos. Nu mai spune. Că ai pe un apostol care zice, vrei să spiritualizezi în ghilimele treaba cu corabia? Petru îți spune ce înseamnă arca aceea. Zice că și-a făcut un chivot, da? În care a fost salvați, mântuiți, da? De apele judecății lui Dumnezeu. Și chivotul ăla nu-i biserica. Chivotul ăla nu-i biserica. Da? Și noi nu trebuie să ne facem un chivot. Chivotul ăla l-a pregătit Dumnezeu pentru noi. Și chivotul ăla este Hristos. Petru ne explică. Și zice, icoana aceasta închipuitoare, adică botezul, da? El asemuiește intrarea lor sub ape, acoperiți de chivot, cu intrarea noastră în apa botezului și ridicarea noastră, care reprezintă moartea și învierea împreună cu Hristos. Hristos. El este cel care ne acoperă de mânia lui Dumnezeu. Da? Asta arătăm la botez. Și textele, vedeți, felul în care ele trebuie interpretate în legământul lor. Sunt
Și autorii Sfintelor Scripturii ne învață și cum să interpretăm textele Vechiului Testament. Trebuie să respectăm regulile acestea, ca să nu ajungem să predicăm tot felul de enormități. Deci principiul priorității înseamnă 1. Prioritatea are contextul textului, cartea respectivă, alte cărți ale autorului respectiv și același legământ. Deci interpretez în același legământ. Evanghelia prosperității predicată acum, care e un virus, o ciumă spirituală care se află în toată lumea acum, luând Africa, America Latină, America, Statele Unite ale Americii, se bazează pe o interpretare abuzivă a celor făgăduințe a lui Avram, promisiunile lui Avram. Că zice că noi suntem fiii lui Avram și dacă suntem fiii lui Avram, avem promisiunile lui Avram. Dacă îl lași pe Pavel să-ți interpreteze promisiunile lui Avram, singurul lucru pe care îl spune, dacă ești fiul lui Avram, ești și tu ce? Socotit? Neprihănit? Prin credință, cum a fost Avram. Nu spune și tu care ești dintre neamuri, du-te în Israel, spui talpa, cum ne calcă talpa piciorului tău, ia tău. Și începi să proclame aici, te învârți în jurul Chișinăului de 7 ori ca să cuceriți Ierihonul pentru Domnul. S-a întâmplat lucrul ăsta în țară la noi. Da, s-a întâmplat. Oameni care au fost foarte serioși, s-au dus cu șofare și nu știu cât timp de cât timp zile să cadă pentru Dumnezeu, nu știu care oraș. Nu știu, poate să ne foarte spiritual și nu vrem să râdem de acești oameni pentru că ei au fost bine intenționați, dar au fost greșiți. Au fost greșiți, foarte greșiți. Dar proclamare, proclam, nu știu ce, lucruri materiale, este un abuz grav a textului Bibliei, pentru că autorul, Apostolul Pavel, te învață ce înseamnă promisiunile lui Avram. Primirea Duhului prin credință și a fi socotit neprihănit prin credință. În Galatenții se spune lucrul ăsta. Da? Și în Romanții se spune lucrul ăsta. Și nicăieri, interesant, Pavel omite cu desăvârșire, domnule, fără să-și dea seama, probabil nu, după capul lor, să ne spună ceva despre prosperitatea materială. Omite să ne spună că prosperitatea materială a evreilor acum ne este dată nouă. Omite. Cum de omite? Da. Da. Al doilea principiu mare pe care vreau să-l subliniez este principiul contextului. Principiul contextului. Vezi, nu e același. Este principiul priorității, adică cum se interpretez, da? Principiul contextului. Sunt mai multe tipuri de context. Acum veți observa la ce mă refer. Sunt mai multe tipuri de context pe care le menționez întreagăt. Avem contextul istoric. Pentru a înțelege un pasaj, trebuie să înțelegi contextul istoric al pasajului respectiv. Avem o pildă în care Domnul Iisus Hristos vorbește despre un pom care este îngrijit, zice că a venit un an, a venit câți ani? 2 ani? 3 ani? Și zice la un moment dat, mai lasă-l și anul acesta. Deci are 3 ani și îți vine, mai lasă și anul acesta. Zice, se predică deseori, de exemplu, când se fac slujbele de final de an, înainte de Revelion, se predică pasajul acesta, un fel de evaluare personală, dacă nu ești tu cumva pomul ăsta și Dumnezeu spune să te mai lase încă un an. E interesantă spiritualizarea, nu zic. Dar, despre ce vorbește Domnul Iisus Hristos acolo? Despre ce vorbește Domnul Iisus Hristos? Contextul istoric ne arată foarte clar. Israel este asemuit cu un smochim. De multe ori este asemuit cu un pom plantat de Dumnezeu. Sau cu o vie plantată, îngrijită de Dumnezeu. Da? Și lucrarea Domnului Iisus cât timp a durat? 3 ani. 3 ani și ceva, da? Și ce? 3 ani de când mă ocup de pomul ăsta, da? 3 ani de când revelația supremă a lui Dumnezeu în istorie este în Israel, a venit la ei săi. Și Domnul Iisus Hristos spune, mai lasă-l și anul acesta. Ultima parte a lucrării Domnului Iisus Hristos, da? Deci dacă te uiți în contextul istoric în care este spus textul respectiv, da, ai putea să faci anumite aplicații, dar tu când prezinți textul, trebuie să-l explici foarte clar și nu poți să ameninți pe nimeni din adunare și să-i spui, dacă nu faceți următoarele lucruri, Dumnezeu, anul acesta... Vă tăiat. Nu poți să faci aplicația asta. De ce? Pentru că pasajul nu este profetic cu privire la adunare, cu privire la frații din adunare. Sunt două chestiuni total diferite. Contextul cultural. Nu doar istoric, cultural. Pilda celor 10 fecioare. De ce? Ce l-apucă pe mire să vină la miezul nopții? Și cum de mireasa, cum de fecioarele nu știau? Care era treaba? Păi există acolo un ritual evreiesc. Poate mulți dintre dumneavoastră ați citit deja lucrul ăsta. Când mirele se logodea cu mireasa, la un moment dat, prin decizia părinților, și avea cel puțin un an la dispoziție ca să pregătească o locuință, în care era timp în care era ajutat băiatul să pregătească o locuință pentru viitoarea lui soție. Și el putea să vină când vroia el după timpul ăsta.
Avea un timp pe care, în care putea să întârzie. Nu mult, limitat, dar putea să întârzie. Și ea trebuia să fie totdeauna gata, pregătită. Și era însoțită de niște fecioare și ele trebuiau să fie și ele pregătite. Dar pilda trebuie interpretată în contextul cultural. Cum ar fi acum să ne apucăm de abuza textul ăla și să predicăm cine știe ce enormități despre căsătorii și despre nunți și așa mai departe. Dar ca să înțelegi ce vrea să spune textul ăla despre venirea Domnului, trebuie să înțelegi ritualul, ceremonia, obiceiul, cutuma culturală care exista în vremea respectivă. Contextul textual, am mai vorbit despre el, contextul gramatical, da, timpul verbelor, semnificația sau semnificațiile multiple ale unor cuvinte, persoana, când se folosește, de exemplu, persoana întâi și după aceea se trece la persoana a doua, da? De exemplu, aveți în Efeseni, unde Pavel începe și spune Dumnezeu ne-a ales, ne-a și la un moment dat spune și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia Mântuirii voastre, ați crezut și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt. Și trebuie să înțelegi de ce face Pavel jocul ăsta de pronume. Începe cu noi, merge cu noi și la un moment dat spune și voi, și cu voi s-a întâmplat lucrul ăsta, inclusiv primirea, pecetuirea cu Duhul Sfânt. Alteori se folosește schimbarea acestor pronume pentru a face distinții de diverse categorii de oameni din biserică. Unii dintre voi, da? Unii dintre voi, clar că vorbește despre voi, un cerc mare, și despre unii, doar o parte dintre ei care făceau un anumit lucru. Da? Și trebuie să vezi în text lucrul acesta, să-i contextul gramatical de care trebuie să ții cont, de care noi am discutat mai mult la diagramare. Contextul cărții, iarăși am vorbit despre lucrul acesta, contextul cărții modifică interpretarea textului, contextul geografic, de exemplu, contextul geografic. Ilie se duce pe ce munte cu prorocii lui Baal? Pe muntele? Carmel. Ei considerau muntele Carmel, prorocii lui Baal, locuința lui Dumnezeu, locuința Dumnezeilor. Și Ilie ce face? De fapt, spune, mergem la voi acasă. Dacă Dumnezeu vostru e adevărat, să coboare foc din cer. Și pune pe ăștia să coboare. Mie personal îmi place de Ilie, în special în partea în care spune, mă, da, poate dați-i un SMS, dați-i un telefon, sunați, trimite, vedeți, poate plecat undeva, poate nu știu ce, strigați mai tare și ăștia, băi, aici e casa lui Dumnezeu, dar poate o plecat, dar se întoarce, da, chemați-l să vină acasă, da? Deci e un motiv pentru care Ilie cere lucrul acesta. De exemplu, când Ilie le spune să aducă apă, nu se găsea apă acolo. Aveau de parcurs drum. Ei pune pe ăștia la muncă serios, îi stovește, îi face praf și pulbe. Bine, după aia îi omoară ca să le fie suferința curmată. Îi pune să facă treabă serios. Dacă înțelegi puțin contextul geografic care este acolo, înțelegi ce se întâmplă de fapt. Prinzi toată scena. Înțelegi toată scena care are loc acolo. Este important contextul geografic. De exemplu, de ce Dumnezeu trimite 10 plăgi în Egipt? Și sunt tot felul de... Sunt găsiți pe internet, în special în engleză, că Dumnezeu prin fiecare plagă lovește într-un Dumnezeu al Egiptului. Cine este? Întreabă faraon. Cine este Dumnezeu ăsta? A, o să afli imediat cine e Dumnezeu. O să afli imediat Dumnezeu, că ei aveau Dumnezeii lor. Păi veniți voi cu Dumnezeu vostru, zice Dumnezeu vostru, îmi zice să vă las, să vă ziceți, vă închinați Dumnezeul vostru undeva prin pustie, să aduceți jertfe. Cine e Dumnezeu ăsta? A, bun, o să afli imediat identitatea lui Dumnezeu în comparație sau contrast cu falșii Dumnezei. Și fiecare plagă lovește în Dumnezeii falși a Egiptului. Contextul istoric, contextul geografic, contextul cultural, contextul religios arată lucrurile acestea. Al treilea principiu, principiul clarității. Principiul clarității spune în felul următor. Dacă ai înaintea ta, dacă te interesează un anumit subiect și vrei să-l studiezi, întâi te duci la pasajele clare ca să înțelegi textul acela și apoi te duci la pasajele care îs mai puțin clare pentru tine, da? Iei semnificația clară a pasajului. Iei semnificația clară a pasajului. De exemplu, te interesează subiectul, nu știu, ce subiect vreți dumneavoastră, da? Poți să spui pe o pagină. Cum? Mântuirea doar prin credință, da. Un exemplu foarte bun. Și îți pui pe o parte, în o pagină, în două, toate textele care ți se par ție clare. Efeseni 2 Timotei 1, Tit capitolul 3, care toate vorbesc despre mântuirea numai prin credință. Și de partea cealaltă, pui câteva texte, cum ar fi Iacov 2, care se pare că mântuirea este și justificarea este nu numai prin credință, ci și prin fapte, spune. Bun. Și așa, te întrebi. Ce faci?
abandonezi subiectul și spui, dom'le, dacă am un singur text care spune că mântuirea e și prin fapte, anulez tot ce știu eu foarte clar din toate textele care sunt evidente din Sfânta Scriptură și le iau pe ăsta, asta fac catolicii. Sau mă gândesc că Iacov, evident, dacă te uiți în context, Iacov este preocupat acolo de credința practică, de credința văzută înaintea oamenilor. Te întreb pe tine, oamenii văd că tu ești socotit neprihănit? Văd în sufletul tău o aplicație pe telefon ca să vadă că tu ești socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu? Văd sau nu? Nu văd, domnule, de unde să vadă? Asta e o hotărâre pe care o ia Dumnezeu în dreptul tău. Nu au de unde să vadă. Dar el poate să vadă practic ce s-a întâmplat între tine și Dumnezeu când credința ta se manifestă practic. Justificarea ta este înaintea lui Dumnezeu. Ea este numai prin credință. Dar omul nu o vede, dar pentru el tu ești justificat prin credință când el o vede în faptele tale. Da? Când o vede în faptele tale. Două preocupări diferite ale autorilor. Două contexte diferite. Două scopuri diferite. Pavel are un scop, vrea să lămurească o anumită categorie. Deci avem o intenție a autorului, un scop a autorului, o audiență diferită, da? Un subiect diferit și pe la celălalt avem o audiență diferită, un scop diferit, o intenție diferită și tratează ceva diferit. Și trebuie să vedem pe fiecare în contextul lui ce urmărește, ce vrea să facă, despre ce vorbește el, da? Și nu să ajungem să facem, să pară că Scriptura se contrazice, că ea nu se contrazice niciodată. Deci mergem pe principiul clarității. Sunt oameni experți, experți în a lua pasaje neclare și a distruge pe toate celelalte clare. Și de fiecare dată când e un pasaj neclar și le zăpăcești pe acelea clare, nu ajunge decât să naște o sectă. Vă dau un exemplu. Eu cred că este o sectă. Secta adventistă propăduiește faptul că la anul 1844, Domnul Iisus Hristos a intrat din Sfânta, că în cer ei spun că există un templu, un cort ca cum a fost pe pământ, a intrat din Sfânta, din prima locație, în Sfânta Sfintelor. Și acolo a început a doua fază a ispășirii, chiar așa o numesc, a doua fază a ispășirii. Deci în teologia adventistă sunt două faze ale ispășirii. Una pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos la cruce și el apoi a intrat în Sfânta și a doua fază a ispășirii pe care Domnul Iisus o face de la 1844 încoace, când Domnul Iisus Hristos evaluează, se numește judecata investigativă. Nu mai înțeleg de ce o mai numesc ispășire, a doua fază a ispășirii, dacă e investigație. O ispășire e investigație. Ispășirea înseamnă ispășirea păcatelor, investigația înseamnă cu totul altceva. Și această judecată investigativă constă în faptul că Domnul Iisus Hristos analizează dacă suntem vrednici de mântuirea pe care ne-a dat-o deja. Înțelegeți? Este un fel de teologie ortodoxă cu steroizi super eretică, din punctul meu de vedere. Lăsați-mă să am opinia asta. Acum, dacă te duci în evrei, în evrei de fiecare dată spune că Domnul Iisus Hristos a intrat unde? În Sfânta Sfintelor. În Sfânta Sfintelor a intrat. De unde a ajuns? Se duc în Vechiul Testament, la anumite lucruri pe care le spune acolo, cu ceva combinații de prin Daniel, adună niște pasaje acolo la grămadă și se duc din pasajele neclare și distorsionează învățătura clară a apostolului din Cartea Evrei. Asta se întâmplă. Pentru că ai lăsat claritatea cuvântului Dumnezeu, da? N-ai ținut cont de progresia revelației, că cu cât te duci mai departe în Noul Testament, lucrurile devin tot mai clare, da? Și se lămuresc lucrurile și începi să distrugi o învățătură foarte importantă, învățătoarea ispășirii. Adică dacă nu suntem clari în ispășire, unde mai suntem clari? Și e relevant în ce ești clar dacă tu n-ai înțeles Evanghelia, n-ai înțeles esența Evangheliei, moartea Domnului Iisus Hristos. Înțelegi? Așa ajungi să naști secte. Să naști secte. E evident că teologia adventistă este mult mai veche și istoria, asta e ca o paranteză, acolo a fost profețită venirea Domnului Iisus Hristos la 1844, acolo a avut loc marea dezamăgire, da? Dar marea dezamăgire a născut o sectă. Pentru că oamenii, în loc să zic că au fost niște profeți mincinoși și falși, au spus, nu, Domnul Iisus a venit, dar a venit din Sfânta în Sfânta Sfintelor. Deci s-a dus după pierdea. Și zice că apoi a închis o ușă. Apropo, Biblia spune că acolo e o perdea, nu o ușă. Sunt multe chestiuni. Sunt foarte multe chestiuni născute din aceste erori. Din aceste erori. Din nerespectarea unor principii, zic eu, de bun simț. Al patrulea principiu important, prioritatea pasajelor, așa le numesc, prioritatea pasajelor intenționale. Evident, termenul vine, expresia vine de la intenția autorului. Dacă mă interesează un subiect, trebuie să mă duc la pasajele care au fost intenționate să trateze subiectul respectiv. Au fost intenționate să trateze subiectul respectiv. Eu nu lămuresc în ziua asta subiectul ăsta, doar vreau să vă arăt. În discuția asta despre pierderea mântuirii și că nu se pierde mântuirea, de exemplu, să folosesc multe exemple. Iuda.
care a fost ucenicul Domnului Iisus Hristos. Și a pierdut, se discută dacă s-a pierdut sau nu și-a pierdut mântuirea. Și te duci la momentul în care Iuda se duce și se spânzură și spui, a fost ucenicul Domnului Iisus, a făcut și el minune, a fost cu Domnului Iisus, a fost în intimitate, nu știu ce. Deci Iuda când s-a spânzurat și-a pierdut mântuirea. Întrebare pentru dumneavoastră. Pasajul ăla când îl citești, vorbește în vreo propoziție despre mântuire? Din ce face dumneavoastră aminte? Vorbește, spune ceva de mântuire, nu spune nimica. Avem pasaje în Biblie care vorbesc despre mântuire? Clar, intenționat, au fost scris pentru asta, da. La alea trebuie să ne ducem. La alea trebuie să ne ducem. Saul a fost lepădat de Dumnezeu. A fost lepădat de Dumnezeu. Spune Biblia că a fost lepădat de mântuire? Și unii zic, a, ce vrei să spui că n-a fost lepădat de mântuire? Eu nu vreau să spun nimica, vreau să spun că nu acolo îmi fac eu teologia mântuirii. Eu mă duc la un pasaj care a fost scris cu intenția precisă de a vorbi despre mântuire. Și asta facem cu privire la orice subiect. La orice subiect. Vreau să văd despre venirea Domnului. Când vine Domnul, da? Ce va răpi biserica? Nu va răpi biserica? Suntem acum în cazul cel mare. Va fi în viitor. Mă duc la pasajele care despre asta vorbesc. Dar nu mă duc la unele pasaje care nu vorbesc despre asta. Ating tangențial, folosesc cuvântul necaz de exemplu, tangențial, și încep să distorsionez o întreagă învățătură despre venirea Domnului din niște pasaje care menționează subiectul, dar nu-l tratează, n-au fost scrise să traseze exhaustiv sau pe larg subiectul respectiv, da? Deci este important să înțelegem subiectul, da? Intenția autorului. Ne ducem la pasajele care au fost scrise cu intenția. Și în discuțiile pe care le aveți, care sunt foarte importante pe diverse subiecte teologice, ăsta ar fi un lucru pe care ar trebui să-l întreb pe interlocutor. Vreau să te întreb, tu crezi că pasajul a fost scris cu scopul de a vorbi despre subiectul ăsta și să vezi cum discuția se termină foarte rapid. Pentru că omul habar nu are dacă a fost scris cu scopul ăla. Asta înseamnă să facă puțin studiu, da? De asta există țopăiala asta prin Biblie. Dar versetul ăla cum spune? Da, frate, dar versetul ăla cum spune? Dar versetul ăla cum spune? Tu vrei să îmi spui mie că el a studiat toate versetele alea să vadă care e intenția autorului? Evident că nu. El e Kalashnikov de versete. A dat drumul și dă-i. Și dă versete. El știe multe versete. Dar el n-a studiat pasajele ca să vadă ce a vrut autorul să transmită prin ele. Da? Al cincilea principiu. Prioritatea pasajelor doctrinare față de pasajele narrative. Da? Pasajele doctrinare față de pasajele descriptive sau narrative sau istorice. Faptele Apostolilor. Avem probleme cu Faptele Apostolilor, da? Cu când e botezul cu Duhul Sfânt, dacă darurile au încetat, dacă darurile nu sunt, dacă sunt, dacă câte se continuă, câte nu se continuă și așa mai departe. Și veți vedea doctrina botezului cu Duhul Sfânt ca experiență ulterioară la distanță mare de timp sau mai mică de doctrina de nașterea din nou, doctrina aceasta se bazează în exclusivitate pe texte descriptive. În exclusivitate pe texte descriptive. Pentru că nu ai cum să te duci la texte doctrinare care să te învețe lucrul acesta. Singurul text care vorbește frontal despre botez cu Duhul Sfânt este 1 Corinteni capitolul 12 cu versetul 13, pasaj doctrinar, care spune, noi toți am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Știi ce doctrină s-a născut de aici? În fapte este un botez pe care îl face Hristos cu Duhul. În Corinteni este un botez pe care îl face Duhul Sfânt în trupul lui Hristos. Deci avem două botezuri cu Duhul Sfânt. La asta s-a ajuns ca să rămâi cumva. De parcă atunci când suntem botezați cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt nu este și cel care este și în noi, și peste noi, și cu noi și așa mai departe. Duhul Sfânt este Dumnezeu, nu lucrează separat de Domnul Iisus Hristos. Da? Când suntem botezați cu Duhul Sfânt, primim Duhul Sfânt, pecetuiți cu Duhul Sfânt, suntem puși în trupul Domnului Iisus Hristos. Toate lucrurile sunt o experiență. Acum, de aici se nasc lucrurile. Sau vă dau exemplu din nou cu lepădarea lui Saul, care din nou, eroarea principală constă în faptul, nu doar că ai ratat subiectul pasajului, care spune de fiecare dată că a fost lepădat ca împărat. De fiecare dată, căutați să vedeți, de fiecare dată când spune că l-am lepădat ca împărat, ca împărat, ca împărat. Autorul nu este interesat să discute despre mântuirea lui Saul. Dacă a avut-o, dacă n-a avut-o, dacă a pierdut-o, dacă n-a pierdut-o. Nu-i interesul lui. Nu-l interesează lucrul ăsta, înțelegi? Nu-l interesează. Și atunci, asta e prima eroare, că nu este interesul autorului, dar a doua eroare e că te-ai dus la un pasaj descriptiv, bun, ai schimbat legămintele, dispensațiile, faci calci orice eroare, orice regulă hermeneutică, ca pur și simplu să susții un fel de doctrină. Într-o poziție sau alta, nu contează poziția. Nu contează poziția, da? Al șaselea principiu, principiul progresiei. Principiul progresiei. Principiul progresiei se bazează pe un principiu mai larg hermeneutic pe care în teologie îl numim progresia revelației, care înseamnă că
învățături prezentate timpuriu în Sfânta Scriptură sunt detaliate ulterior și clarificate. De exemplu, dacă citiți Vechiul Testament, nu înțelegeți despre două veniri ale Domnului Iisus. Foarte greu ai putea să ajungi la concepția că sunt două veniri ale Domnului. Una în care El în trup, da, suferă și așa mai departe, foarte greu. Sau doctrina despre biserică, să o cauți în Vechiul Testament. Există poate anumite semințe mici, dar foarte nu înțelegi. Nu înțelegi. Evangheliile care vorbesc despre biserică, ai Matei 16, Matei 18, dar nu-i foarte mult unde se vorbească despre biserică. Foarte puțin. Niște sâmburi. Dar revelația progresează și devine tot mai clară. Acum, a fost cineva mântuit vreodată aparte de credința în jertfa Domnului Iisus? Nu. 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 Dar vă întreb, Abel știa tot ce știm noi despre Domnul Iisus? Nici vorbă. Ceva știa? Păi știa că vezi că de la primii doi oameni vorbește despre sămânța femeii care va zdrobi capul șarpelui. Vine Abel cu Cain, nicăieri în Biblie nu ni se spune că cineva i-a învățat să aducă jertfe. Și aduc jertfe. Și Abel aduce o jertfă de sânge. Dar de ce au înțeles revelația lui Dumnezeu? N-au înțeles de plin, dar au înțeles. Când a ajuns la Isaia 53, de fapt, aia aproape Evanghelia toată acolo, da? În toată frumusețea și splendoarea ei descrisă acolo. Esența Evangheliei îi pus acolo, capitolul 53. E imposibil de ratat. Dar nu ai explicațiile doctrinare, da? Pe care le ai în epistole, de exemplu. Când Pavel despică firul în patru și îți explică într-o grămadă de metafore doctrina mântuirii. A jertfei Domnului Iisus Hristos, răscumpărare, ispășire, da? Eliberare, înviere din morți spirituale și așa o grămadă de metafori prin care vorbește despre mântuire sau vorbește despre ispășire și alte subiecte legate de acestea. Deci avem un principiu al progresiei, trebuie să vezi unde te afli, la punctul în care te afli în istorie ca să interpretezi lucrurile în felul în care trebuie, da? Principiul, al șaptelea principiu, principiul similarității. Principiul similarității. Când studiez un text și vreau să-l susțin cu alte texte, trebuie să iau texte similare care vorbesc despre același subiect și să le studiez pe fiecare în contextul lor și apoi să-mi susțin textul meu. Da? Deci eu n-am voie să-mi susțin un text cu alt text fără să-l studiez și pe acela înainte. De asta, din punctul meu de vedere, a face referințe la alte texte trebuie să fie limitat. Cât îți permite timpul. Da? Și dacă fac referință la alt text, trebuie să fac un comentariu despre textul la care am făcut referință și să arăt că se referă la același lucru. Da? Nu arunc așa versete doar care să dea senzația că într-un fel susțin opinia mea. Asta e principiul similarității. Iau pasaje care vorbesc despre același subiect, despre subiecte diferite, care fi rost să-mi folosesc. Pasaje care vorbesc despre alte subiecte ca să susțin pe tău. Da? Și le studiez întâi în propriul lor context și apoi... le susțin pentru ideea mea sau textul meu. Al optelea principiu, fiecare pasaj are o singură semnificație, dar mai multe aplicații. Atenție, are o singură semnificație, dar mai multe aplicații. Un text al Sfintele Scripturii nu este fluid, nu este elastic. Deci textul Sfintei Scripturii, din punct de vedere al semnificației, nu poți trage de el și să înveți un milion de lucruri. Dar nu poate să însemne un milion de lucruri. Când Biblia spune, aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. Nu înseamnă un singur lucru. Da? Înseamnă un singur lucru. Nu am voie să-l aplic la tot ce-mi trece mie prin cap. Da? Semnificația Sfintei Scripturii nu este elastică. De-a lungul timpului, limbajul schimbă semnificațiile sau se îmbogățește în general. Da? Își îmbogățește semnificațiile. Un termen poate să ajungă să aibă semnificații multiple. De asta avem Dexul sau Dicționarul de Sinonime, care ne arată tot felul de lucruri. Dar textul biblic a fost scris pentru a transmite o idee, o singură semnificație, care poate să aibă mai multe aplicații, mai multe tipuri de îngrijorări, mai multe situații în care poți fi îngrijorat, mai multe momente în care poți fi îngrijorat, da? Oameni la diferite vârste în care poți fi îngrijorați, în diferite contexte în care poți fi îngrijorați, da? Asta da, aplicațiile sunt multiple, dar semnificația textului este una. Asta să fie foarte clar, da? Lucrul acesta este foarte, foarte, foarte important. Dacă nu înțelegem lucrul acesta, ajungem la studiile alea biblice în care fiecare spune ce înțelege el din textul biblic. Tu ce înțelegi din textul? Eu înțeleg asta, tu ce înțelegi? Eu înțeleg asta, fine. Am cules așa, avem o culegere de erezii sau de erori. Am reușit lucrul ăsta. De ce? Pentru că am pus o întrebare greșită. Ce înțelegi tu? Da, și dacă l-ai... Bine, întrebarea e
demersul în sine e eronat când cineva face lucrurile astea de obicei în grupurile mici și vrea să-i involveze pe toți, știți? Vrea să-i implice pe toți acolo și el a greșit în momentul când, în care a pus pe ei să spună ce înțeleg ei. Nu, ei trebuie să spună ce ar trebui să înțelegem din textul ăsta. Hai să respectăm principiile hermeneutice care trebuie respectate, să studiem textul și să vedem ce spune textul ăsta. Ce au înțeles fratele din Colose de 60 de ani când au auzit textul ăsta? Ce trebuia să înțeleagă? Asta e întrebarea. Nu ce aș vrea eu să înțeleagă ce înțelege fiecare din el, da? Deci o singură semnificație. Al nouălea principiu, interpretul extrage semnificația din text, nu impune textului semnificația dorită de el. Deci întotdeauna suntem prinși în această bătălie dintre exegeză și eisegeză. Exegeza, exegeza înseamnă să scoți din text semnificația, exegetezi. Asta e o studiu biblic sau și diagramarea și pregătirea unei predici este o lucrare de minare. Tu te duci să cauți ceva ce este deja acolo, dar s-ar putea să fie acoperit. Da? Minez. Scoți nestematele cuvântului lui Dumnezeu. Tu nu te duci într-o mină goală ca să zici sunt acolo și intri cu materialul acolo și ești cu el. Știi? Să spui ce am găsit aici. Nu n-ai găsit. Da? Eu fac exegeză, nu fac eisegeză, să impun asupra textului prejudecățile mele, erorile mele, poate semiereziile mele, tradițiile bisericii mele sau a cultului meu sau a prietenilor mei sau nu mai știu ce. Da? Eu nu impun textului, ci extra. Gândiți-vă ce bajucorii la adresa lui Dumnezeu-i. Să fac eisegeză. Toți ne facem vinovați la un moment dat de lucrul acesta. Ar trebui să fie neintenționat. Da? Nu am deja predica, mă întrebe un text. Asta e eronat, total eronat. Da? Știu ce vreau să spun. Este vreun autor biblic căruia să-i fi trecut prin cap ceva ce ar trebui să spun eu azi? Eronat, total eronat. Da? Total eronat. Și în final, un principiu care se leagă de tot ce am mai spus, un text din Sfânta Scriptură nu poate să însemne ceva ce nu ar fi putut însemna niciodată pentru autorul și cititorii originali. Repet, un text nu poate să însemne ceva ce nu a însemnat pentru auditorul și audiența originală. Da? Deci dacă Pavel te-ar asculta pe tine ce spui din 1 Corinteni 1 sau 2 și ți-ar spune nu mi-a trecut niciodată așa ceva prin cap. Ești greșit, frate, ești eronat. Dacă audiența din Corint ar spune nu, niciodată nu mi-a trecut prin cap așa ceva, ești eronat. Un profesor ne spunea foarte plastic lucrul ăsta, zice dacă, mai am 15 secunde, dacă vreodată îți trece prin cap ceva ce nu mai găsești la nimeni altcineva, du-te repede la spital. Deci dacă tu crezi că în 2000 de ani de istorie, când atâția oameni aleși de Dumnezeu au citit Sfânta Scriptură, niciunul dintre ei n-a ajuns să înțeleagă semnificația textului. Dar ai lovit-o tu acum. Du-te repede că acolo e nevoie de tratament, dar puternic. Da? Nevoie de tratament puternic. Și eu cred că a citi cărți, a citi comentarii, după ce tu ți-ai făcut munca întâi, dar nu le citești înainte, dar poți să citești poate pentru a afla contextul istoric, cultural, geografic, agricultura, arhitectura, despre care se vorbește în anumite pasaje și care te-ar ajuta să înțelegi mai bine textul, dar asta s-o faci. Că nu o să ai o revelație proaspătă despre lucrurile acestea, da? Dar a citi cărți după ce tu ți-ai făcut treaba pe text, este o dovadă de smerenie. Este o dovadă de smerenie. A fi în locul ăsta și a mă ascultat pe mine, care sunt un tânăr, care poate unii dintre noi să știți mult mai multe lucruri despre multe lucruri mai bine decât mine, a fi într-un context ca acesta, a citi cărți, a citi comentarii, a citi chestiuni de context și așa mai departe, este o dovadă de smerenie. Înseamnă să recunoști că nu ești tu cel mai deștept, cel mai pregătit în domeniul ăsta, că ai de învățat și de la alții, că suntem finiți, suntem limitați, suntem de multe ori greșiți, da? Și că sunt oameni aleși de Dumnezeu de-a lungul istoriei pe care Dumnezeu i-a luminat și i-a ales într-un mod special ca să ne ajute pe noi. Și noi suntem, de fapt, pe umerii aceștilor oameni. Eu, din punctul meu de vedere, cred că suntem așa niște mici note de subsol la lucrarea protestantă care a izbucnit în secolul XVI. A
Asta suntem, niște mici note de subsol la lucrările acestor oameni. Ceea ce spunem noi s-a spus deja sute de ani. Și noi nu facem decât să împrospătăm lucrurile acestea, această perspectivă asupra Cuvântului Dumnezeu și asupra Evangheliei, pentru generația noastră. Și să o facem accesibilă generației noastre. Să facem munca pe care trebuie să o facem în generația noastră și pe care ei au făcut-o în generația lor. Pentru ei, pentru Tindel, a fost o revoluție să traducă Scriptura în limba engleză. A fost o revoluție. A fost o revoluție. Pentru Hus, pentru alți pre-reformatori sau reformatori, a fost o revoluție. Să apuce de predicat în limba poporului. Să schimbe liturgia în limba poporului. A fost o revoluție. Mi se pare banal. Normal că vorbesc în română. Păi ce le vorbesc ca să mă înțeleagă oamenii? Pentru ei nu era banal. Ei trebuiau să vorbească în latină. Asta era regula. Asta era regula. Lumea nu înțelegea nimic. Era o liturgie mistică în care ei credeau că se transmite harul pur și simplu că se rostesc niște fraze religioase care funcționau ca niște incantații, la propriu. Da? De asta avem o teologie așa de puternic sacramentală în bisericile tradiționale. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să ne binecuvânteze pe toți împreună, ca înțelegând hermeneutica Sfintei Scripturi, înțelegând metoda de accesare a textului biblic, să ieșim de acolo ca niște mineri, dar cu bogății. Cu bogății și să ducem bogățiile acestea, bogățiile Cuvântului lui Dumnezeu, oamenilor. Este un păcat să dăm senzația oamenilor că Cuvântul lui Dumnezeu este atât de sărac pe cum sunt unele predicții ale noastre. Este un păcat. Este un păcat să transmitem oamenilor că Cuvântul lui Dumnezeu este atât de plictisitor și de irelevant cum îl prezentăm noi câteodată. De aceea trebuie să muncim. De aceea trebuie să lucrăm. De aceea trebuie să ne dăm timp din viața noastră pentru lucrul acesta. Și fiecare lucru extraordinar este că cu fiecare predică în plus vei deveni un predicator mai bun. Pentru că fiecare predică se bazează pe alta de mai dinainte. Fiecare oră, minut, jumătate de oră, zeci de ore de studiu adaugă, ți-ascute ție instrumentele exegetice. Ți le ascute. De fiecare dată când recitești lucrurile acestea, le restudiezi, de fiecare dată devii un predicator mai bun. Niciodată nu trebuie să te oprești din studiat. Niciodată. Eu sunt fascinat de frații la care stau, îi văd amândoi că studiază, la vârsta lor 70 ceva de ani, îi văd că studiază, discută despre tot felul de chestiuni care sunt acum în discuție în lumea, fie politică, religioasă sau discută, tot timpul interesați, vor să fie conectați la lumea în care noi trăim, încă studiază despre biserică, un plantator de biserici de zeci de ani să studieze încă despre biserică, asta e o formă de smerenie. Formă de smerenie, să spun, domnule, sunt oameni care aprofundează mai mult lucrurile pe care eu le știu deja. Și mă ajută mai bine să pun în aplicare ceea ce eu știu deja, da? Dumnezeu să ne binecuvânteze cu smerenie, cu hărnicie, cu disciplină și cu prezența Duhului Sfânt ca să facem Cuvântul lui Dumnezeu, să facem Cuvântul lui Dumnezeu, El este viu și lucrător, dar să facem ușor de înțeles, de asumat de cei care ne ascultă. Amin. Dacă sunt întrebări. Da. Frate, el are prima întrebare, nu-i la locul. Okay. Uite, tu ai spus despre, la principiul ăsta unde să interpretăm în context, la primul. Așa? Ai spus așa despre contextul legământului. Așa. Să ne recomand, nu știu, vreo carte sau ceva despre legăminte, ca noi să le înțelegem mai bine și să le putem să le... Carte despre legăminte. V-aș recomanda o carte... Biblia se numește. Da. O bibliotecă care are 66 de cărți. Da, sunt cam multe, dar... Nu. Sunt cărți. Uite, este o carte tradusă în limba română de Magna Grația. O găsiți pe internet, PDF, dacă citiți. Puteți să... Sunt mai multe formaturi. E pub, așa. Legea lui Hristos, de Charles Leiter, cum îl cheamă așa, Legea lui Hristos, interesantă cartea și bună din punctul meu de vedere, că lămurește chestiunea asta dispensaționalistă și de legăminte și cum trebuie privite anumite chestiuni, care din punctul meu de vedere e foarte bună cartea pentru a lămuri chestiunea și confuzia în care se află mișcarea adventistă, confuzia în care se află cei care botează copiii mici. Da? Pentru că nu văd discontinuitatea care există dintre vechiul și noul legământ, ei văd o continuitate prea precisă, să zic, prea fixă, prea legată. Și există o carte în limba engleză pe care eu o comand, vă recomand un site, eu de acolo mi le iau, vin gratis în toată Europa cărțile, bookdepository.com, da?
cărțile vin și sunt foarte multe reduceri serioase, câteodată 15, 20, 30% la cărți groase de teologie, scumpe, bookdepozitorii.com sau .co.uk. Deci, dar probabil vi se va livra ori din Ungaria, ori din Anglia. Au depozite mai multe în Europa. Cartea se cheamă Kingdom True Covenant, da? Împărăție prin legământ. Și oferă o interpretare destul de, zic eu, poate nu în toate aspectele veți fi de acord cu ea. Și nu trebuie să fiți de acord cu ea în toate. Dar lămurește diferența dintre anumite legăminte și de ce anumite lucruri nu se transferă dintr-un legământ în altul. Dar ce se transferă dintr-un legământ în altul? Că asta e de fapt bătălia, da? Asta e bătălia. Deci astea sunt două cărți pe care eu le-am citit și care mi s-au părut foarte bune. Nu sunt de acord cu toate lucrurile care se spun în cărțile astea, evident, dar de asta v-am dat două cărți care nu au chiar aceeași, total aceeași abordare, dar sunt apropiate. Cred că au o poziție biblică, sunt apropiate și te ajută să vezi. Ok, ăsta spune așa, ce argumente are ăsta și să optezi pentru opțiune. Mi se pare normal să iei mai multe variante. Poziția teologiei legămintelor, care este susținută în general de reformatori, de puritani, nu știu, o carte bună. Asta găsiți în orice carte scrisă de un puritan pe mântuire, pe teologia legămintelor, abordarea lor va fi aceeași. Există o continuitate foarte mare între vechiul legământ și noul legământ. Da. Mulțumesc. Da. Da, e scurtă întrebarea. Ideea care, o mențiune mai degrabă. Ideea că pentecostale ultima vreme deja au început să-i școlească și să învețe. Și-și dau seama că multe practici care le fac sunt greșite, dar totuși se mai țin de ele. Uh-huh. Și încearcă să aduc scout texte care susțină ideile lor. Și ideea care, eu încă până muncă la mintea mea încă n-ajunge, cum, dacă ei totuși înțeleg deja și citesc textul și deja înțeleg și folosesc și ei și exegeză și... Nu folosesc aceeași ermeneutică. Nu, deja unii deja încep să studieze mai profund chestia, da. Totuși trăim în secolul 21. Totuși, nu... Da, eu am citit o dizertație recentă de făcut făcută, scrisă de un frate extrem de capabil, foarte înțelept și pregătit și pocăit și cum vreți dumneavoastră, nu de la pentecostali, care argumenta pentru botezul cu Duhul Sfânt ca experiență diferită, ulterioară, la distanță de nașterea din nou, în care nega frontal principiile hermeneutice pe care eu vi le-am spus. Deci omul a fost sincer și a spus de la bun început. Nu sunt de acord cu principiul că nu trebuie făcută doctrină pe pasaje descriptive. A negat principiul potrivit căreia nu trebuie făcut, că nu există dispensații diferite, perioade diferite. De exemplu, haideți să vă dau un exemplu. Perioada bisericii. Mai avem timp, frate Mihai? Nu știu. Că la frate unde e foame, ce să te fac? Da. Nu. Foarte pe scurt. Dispensația bisericii și ea la rândul ei are câteva secțiuni. Corect? Este un moment al răpirii bisericii. Corect? Este un moment al întemeierii bisericii. Corect? Și este un moment în care biserica trăiește în... Ei, există ceva diferit între perioada de întemeiere a bisericii și perioada care continuă a bisericii? Cu siguranță există. Vă dau numai un exemplu. Nu se mai scrie canonul. Canonul s-a scris în 90 de ani. Nu 90 de ani, din anul 30 și ceva până în 90, vreo 60 de ani, da? Până la anul 90 și ceva s-a terminat canonul. Deci există ceva precis, corect? Există o temelie care nu se pune în continuu, a apostolilor și a prorocilor. Vă întreb pe dumneavoastră, există un caz pe care dumneavoastră îl știți, în care un om care a fost ori complet, da? Voi în fața voastră, să fie ceva filmat, sau un om cu mâinile tăiate sau cu picioarele tăiate, să fi crescut picioarele la loc? Știți? Nu, de vindecări auzim că l-a durut spatele, capul, că o boală, că avea nu știu ce acolo, că nu știu ce, s-o flacă. Da, am auzit și eu cred că Dumnezeu face vindecări. Dar nu mai există dovezi că cineva face vindecări ca apostoli. Sau cu băsmăluța. Sau ca Domnul Iisus Hristos, da. Nu există dovezile astea. Există ceva special care a fost lăsat de Dumnezeu în Cartea Faptelor Apostolilor. Și asta e negat frontal de către unii, da? Pentru că există dispensații, dacă aș putea să zic, chiar în perioada bisericii diferite. Și trebuie să înțeleg dispensațiile alea. Aduceau la picioarele apostolilor. Prin mâinile apostolilor se făceau. Interesant. Și Dumnezeu după aceea extinde lucrarea aceasta și prin câțiva delegați a apostolilor. La fel scrierea canonului, la fel facerea de minuni, la fel evanghelizarea s-a făcut prin apostoli și anumiți delegați, anumiți oameni din jurul lor care erau sub autoritatea acestor oameni. E, dacă nu accepți și nu înțelegi lucrul ăsta și nu-l vezi în Scriptură sau nu vrei să-l vezi în Scriptură, ajungi la tot felul de erori. La fel cu vorbirea în alte limbi.
că nu înțelegi scopul pasajului. Și vorbeau în alte limbi și spuneau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. De ce vorbeau în alte limbi? Textul spune în vreo 5 versete, enumeră când toate limbile care erau acolo. E evident de ce vorbeau în alte limbi. Motiv pentru care ei, cum ai spus tu, își dau seama că lucrurile așa și atunci spun, au ajuns la concluzia că sunt două tipuri de vorbire în limbi. Pentecostalismul clasic nu așa spunea. Pentecostalismul clasic a pretins că ei în ziua în care au primit atunci botezul cu Duhul Sfânt în state, au vorbit în limbile din Faptele Apostolilor. Acum nu mai pretind asta. Acum spun că sunt două tipuri de vorbire în limbi. Una în fapte, una în Corint. Vedeți? Faptul că au ajuns să respecte o regulă de interpretare i-a obligat să inventeze altceva ca să poată să justifice cumva experiența lor. Ei, dacă ar respecta toate regulile de interpretare, mă tem că ar deveni baptiști. Am aș bucura. Da. Nu, sunt discuții pe care trebuie să purtăm. Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să fie niciunul dintre noi lezat că avem alte opinii pe anumite... De asta facem întâlnirile acestea, ca să discutăm și să testăm, da? Nu suntem